Haideți să ne apropiem de cuvântul Domnului, care l-am citit în această seară, 2 Samuel, capitolul 11, versetele de la 18 la 20. Și cu dorința unor oameni care așteptăm cuvântul Domnului să ne deschidem inima, pentru ca Duhul Sfânt să pună în ea cuvântul sfânt, cuvântul veșnic. Și în seara aceasta să ne gândim împreună, în mod special cu tinerii, la pericolele tinereții. Pericolele acestea nu sunt numai pentru tineri, dar în mod deosebit pentru ei. Ele sunt pericole pentru orice vârstă, dar în mod special pentru tineri. Am citit cuvântul Domnului în această seară și am citit despre instrucțiuni militare, despre instrucțiuni de luptă. Aici David își trimite armata să cucerească o cetate, un oraș. Și armata sa în frunte cu Ioab, ministru de război, căpetenia de război, căpetenia armatei sale. Una dintre cele mai de seamă căpetenii. El încercuiește cetatea, asediază cetatea. Și observați că se face o greșeală de tactică de luptă. Ei se apropie prea mult de zidul cetății, care era înalt și foarte gros. Zidul acesta, spre exemplu la Erihon, ajungea până la 8 metri lățime, încât se mergea cu carul, cu căruța. Acolo se îngrămădeau pietre, se făcea focul și se încingea smoală. Și atunci când armata care asedia cetatea dorea să asedieze, să se urce cu scara pe zid, sau aruncau harpoane cu frânghie, cu ață groasă, să se cațăre pe zid și să intre în cetate, ei aruncau pietre sau smoală clocotită sau apă clocotită. Și Ioab cu armata face această imprudență că se apropie de zid. Se apropie prea mult de zid. Și în momentul acela, cei din cetate procedează sigur la acest procedeu de luptă. Ei aruncă cu pietre de pe zid și foarte mulți sunt omorâți. David, când aude de această imprudență, se supără și întreabă: cum v-ați permis să faceți această greșeală? Voi nu știți că dacă vă apropiați de zid, de peretele cetății, atunci riscați să fiți omorâți? Nu vă aduceți aminte de viteazul acela care a fost omorât atât de copilăresc? O piatră a căzut de pe zid și a murit. Nu știți că dacă vă apropiați de zid, de pe zid cad pericole? De ce nu păstrați distanța regulamentară? De ce vă riscați viața? De ce vă expuneți prea mult? Sunteți tineri? Sunteți neîncercați? Ce se întâmplă cu voi? De ce încălcați norme elementare de război? Tactică elementară de luptă? De ce n-ați păstrat distanța regulamentară? De ce v-ați încrezut prea mult în voi? De ce ați crezut că sunteți mai viteji decât sunteți și ați crezut că dușmanul este mai slab decât este? Pericole care cad de pe zid. Sigur, eu nu vreau să țin o lecție militară sau o lecție de război în această seară. Am vrut numai să fac această introducere, dragi tineri, frați și surori, dragi prieteni, ca să vă spun că există un zid de pe care cad pietre. Și pietrele acestea zdrobesc imediat pe cei care se apropie prea mult de zid. Indiferent cine sunt ei, ei vor fi zdrobiți de pietre. Pentru că pericolul acesta se rostogolește de pe zid, peste toți cei care stau pe aproape. Armata trebuia să stea mai departe și pietrele cădeau lângă ei și nu îi omorau. Dar au fost și oameni care, din imprudență, dintr-un curaj exagerat, s-au apropiat prea mult de zid și pietrele au căzut pe ei și i-au nimicit. În seara aceasta, pietrele care cade pe zid sau pericolele care se rostogolesc de pe zid. Atunci când vorbim tinerilor și le vorbim despre pericole, despre pietre, despre obiecte care zdrobesc, despre evenimente care omoară, despre decizii, despre alegeri, despre atitudini și comportamente care îndepărtează de Dumnezeu, ele sunt foarte multe. Pot fi abordate în funcție de contextul social, familial, bisericesc, din multe puncte de vedere. În seara aceasta eu am ales câteva și dumneavoastră aveți schița de predică în buletinul duminical, dacă vreți să o folosiți. Primul dintre pericolele acestea este pericolul ignoranței. Observați în versetul 20, David spune: nu știați? Ignoranță. N-ați știut.
N-ați știut că de pe zid cad pietrele care vă zdrobesc? Ați fost ignoranți. Înainte să vă duceți la luptă, trebuia să vă documentați, să vă pregătiți, să vă instruiți. Dar voi nu v-ați instruit. Nu știați? Oameni care nu știau. Oameni care nu știau. În Matei, capitolul 13, versetele 19 și 24, Scriptura ne prezintă două categorii de oameni. Unii care știu, înțeleg, alții care nu știu și nu înțeleg. Și în pilda sămânței, Domnul Iisus Hristos spune: cei care primesc cuvântul, dar nu-l înțeleg, nu-l știu, nu-l pricep, vine cel rău și le ia sămânța, le ia cuvântul. Pentru că niciun om nu poate să țină minte ce nu înțelege, ce nu știe. Versetul 24. Cei ce aud cuvântul, cei ce primesc sămânța și înțeleg, știu, pricep, aduc roadă. Astăzi, tineretul din societate excelează în domeniul intelectual și mai ales în domeniul tehnic. Tinerii astăzi se pregătesc foarte mult din punct de vedere intelectual, profesional și mai ales tehnic. Și lucrul acesta este bun, este minunat, este o performanță de dorit. Noi trebuie să ne instruim copiii intelectual, tehnic, profesional. Ei își câștigă existența mai ușor în felul acesta. Însă există un domeniu rămas în urmă unde tinerii nu se mai instruiesc. Un domeniu peste care s-a așternut ignoranța, lipsa de interes. Și aceasta este domeniul spiritual, Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu. Tinerii astăzi au cunoștințe în sport, au informații în tehnică, sunt la curent cu toate noutățile, știu toate starurile din domeniul muzicii sau din multe alte domenii ale existenței umane. Dar când e vorba despre Biblie, apetitul, înclinația, interesul este foarte slab. Dragi tineri, vreau în această seară să vă spun cu toată dragostea și responsabilitatea: voi aveți oportunitatea să vă instruiți în cuvântul Domnului, dar aveți și riscul să nu cunoașteți cuvântul Domnului și să trăiți în ignoranță. Și dacă nu veți ști, din neștiință peste voi și viața voastră vor cădea pietre care or să vă ucidă și care o să vă ia dreptul de a fi fericiți. O să provoace handicap în viața voastră și o să vă ia fericirea. Priviți, vă rog, că în Ioan, capitolul 13, versetul 3, Biblia spune: Iisus știa că Tatăl îi dătuse toate lucrurile în mâini. Și pentru că a avut această informație, a avut această siguranță, El știa sigur că Tatăl îi dătuse toate lucrurile în mâini, El a acționat ca atare. Atunci când nu știi cuvântul Domnului, acționezi în consecință, adică în ignoranță. Pentru că nu știi, te comporți fără să știi și faci greșeli mari. Te apropii prea mult de zid, pentru că nu știi că de pe zid cad pericolele. Unul dintre marile pericole este pericolul să nu știi de unde vine piatra. Unul dintre marile riscuri este să te apropii prea mult de zid. De zidul pe care stă diavolul și rostogolește pietre care omoară, care ucid, care strivesc, care produc handicap, care sluțesc. Unul dintre marile pericole este pericolul ignoranței, pericolul neștiinței. Dacă priviți în Apocalipsa, capitolul 1, versetul 3, acolo cuvântul Domnului spune: ferice de cine citește și citind știe, află, se informează. Ferice de cine citește. Ferice de cine știe, ferice de cine înțelege. Dragi tineri, aveți chemarea solemnă să vă instruiți în cuvântul Domnului, să citiți Biblia în mod sistematic, să citiți Biblia în fiecare dimineață. Vă rog, faceți-vă timp pentru viitorul vostru. Voi veți fi puternici dacă în inima voastră va fi cuvântul Domnului. Iisus Hristos se va implica în viața voastră și o să vă binecuvinteze dacă mintea voastră este ocupată de cuvântul Domnului. Pe drumul vieții n-aveți nicio șansă fără Iisus și fără Evanghelia Lui. El vă cheamă în această seară să vă deschideți inima și să strângeți Evanghelia Lui, pentru că în Evanghelia Lui Dumnezeu există putere, în Evanghelia Lui Dumnezeu există autoritate.
Și atunci când tu vei fi la colț, prins de împrejurările vieții, Dumnezeu te va binecuvânta, Dumnezeu va fi cu tine, Iisus va fi acolo și mâna Lui te va proteja. Nu rămâne singur fără Evanghelia lui Dumnezeu. În această seară Iisus îți spune, tu ești important pentru mine. Eu nu vreau să stau în cer fără tine, însă nu vor ajunge în cer oameni care n-au în inima lor cuvântul vieții. Lasă în fiecare dimineață un timp pentru Evanghelie. Deschide-ți inima și pune deoparte câteva minute să citești cuvântul sfânt, pentru că în acest cuvânt este fericirea ta, este viitorul tău, este ceea ce tu cauți pentru tine și pentru viața ta. Lasă-L pe Dumnezeu să te ducă la fericirea pe care o cauți. Citește cuvântul Domnului, pune-L în mintea ta. Al doilea pericol la care se expun tinerii și nu numai ei, este pericolul neascultării. Acum nu mai este vorba să nu știi cuvântul Domnului. Acum este vorba să-L știi, dar să nu ții cont de El. Acum nu mai este vorba să nu știi cuvântul Domnului. Acum este vorba să-L știi, dar să nu-L asculți, să nu ții cont de El, să faci alegere împotriva la ceea ce știi. Priviți cuvântul Domnului. Psalmul 78, versetele de la 9 la 11. Îngăduiți-mi, vă rog, să deschid acolo și să citesc pentru dumneavoastră acest cuvânt al Domnului. Psalmul 78. Fiii lui Efraim, observați, fiii, tinerii, copiii, fiii lui, războinicii tineri, fiii lui Efraim înarmați și trăgând cu arcul au dat dosul în ziua luptei, adică au fugit învinși. Pentru că n-au ținut legământul lui Dumnezeu și n-au voit să umble tocmai după legea lui, au dat uitării lucrările lui, minunile lui pe care le arătase. Fiii lui Efraim au fost o familie mare, un clan, clanul lui Efraim, binecuvântați. Ei întotdeauna au învins în luptă. Când ei au mers la luptă, Dumnezeu a fost cu ei, a mers înaintea lor, a speriat vrășmașii lor și ei au învins. Și ei s-au obișnuit cu această experiență, Dumnezeu ne dă putere, Dumnezeu ne dă victorie. Dumnezeu este cu noi întotdeauna. Ei s-au obișnuit în maniera aceasta. Și într-o zi însă, în loc de victorie, au avut înfrângere. Pentru prima oară în existența lor, de ostași, de armată, au fost învinși. Și în loc să cucerească, au fost cuceriți. Și au dat dosul, s-au ascuns, au fugit din fața dușmanilor. De ce? Pentru că Dumnezeu n-a mai fost cu ei. De ce n-a mai fost cu ei? Pentru că ei nu au ascultat. Dragi tineri, să știți că în viață banii nu sunt totul, nu este totul. În viață inteligența nu este totul. În viață un corp frumos, o îmbrăcăminte decentă. În viață o minte instruită, o familie bună, prieteni mulți, cetățenie de America, nu-i totul. Tu trebuie să ai în mintea ta cuvântul Domnului și trebuie să asculți de cuvântul Domnului. Fericirea ta, Apocalipsa, capitolul 1, versetul 3, ferice de cine știe, de cine citește, de cine află și de cine împlinește cuvintele pe care le știe, scrise în cartea prorociei acesteia. Observați, dragii mei, că Domnul insistă asupra ascultării. Genesa, capitolul 3, versetul 17. Adam a ascultat de Eva împotriva poruncii lui Dumnezeu și Dumnezeu vine la el și spune, pentru că ai ascultat de soția ta și nu ai ascultat de mine, te pedepsesc. Întotdeauna când nu vei asculta de Dumnezeu, vei fi pedepsit. Întotdeauna când tu vei asculta mai mult de prietenii tăi, de anturajul tău, de plăcerile tale, de instinctele tale primare care te cheamă, Dumnezeu te va pedepsi și tu o să plângi, tu o să fii nefericit. Tu o să-L încezești, tu nu o să ai succes, o să rămâi acolo strivit de mânia lui Dumnezeu pe care ai provocat-o prin neascultare. Dragul meu tânăr, tu ai în față oportunitatea de a fi fericit, însă neascultarea poate fi o alegere a ta, respinge-o. Ascultă-ți părinții, chiar dacă ei au mai puțină carte decât tine. Ascultă liderii bisericii, conducătorii, frații. Chiar dacă ție ți se pare că ei nu sunt suficient de pocăiți, ascultă de cei care sunt factori de autoritate peste tine. Fii respectos, fii amabil. Nu fi grăbit, nu crede că tu ești în centrul universului. Oprește-te și pleacă-ți urechea. Lasă până mâine dimineață un timp în care te gândești să fii sigur că ce alegi este bun. Ascultă-mă, viitorul tău poate fi fericit sau altfel, în funcție de ascultare sau de neascultare. Nu te lupta cu Dumnezeu, vei fi învins. Nu te lupta cu Duhul Sfânt, vei fi învins.
Nu te lupta cu ceea ce știi, vei fi învins. Respectă ceea ce știi. Roagă-te lui Dumnezeu să-ți dea putere. Împotrivește-te mersului societății care te cheamă la păcat. Dragul meu, de mâine încolo te chem să vii să ne rugăm împreună și Duhul Sfânt să te umple. Iar dacă ai fost umplut, dacă ai fost botezat cu o vreme în urmă, vino să ne reumplem. Să vină din nou peste noi Duhul Sfânt, să ne ia din nou în primirea Duhului Dumnezeu, să fim din nou puternici, să spunem nu păcatului, să devenim din nou ai lui Dumnezeu, să fim dedicați pentru El cu viața noastră și timpul nostru și banii noștri, să-i dăm lui Iisus Hristos și inima aceasta să bată pentru onoarea numelui Său. Te cheamă Duhul Sfânt în seara aceasta. Este alegerea ta să vii, este alegerea ta să nu vii. Nimeni nu te poate obliga, ești un om liber, ești un om liber în fața lui Dumnezeu. Însă Dumnezeu ți-a dat cuvântul Său, ascultă-L! Uza, aduceți-vă aminte de el, a știut și nu a ascultat. A fost un om care a respins cuvântul Domnului și care a procedat diferit. Aduceți-vă aminte că a murit la o cotitură strivit de mânia lui Dumnezeu. Dragul meu, teme-te de Domnul! Împlinește cuvântul pe care îl cunoști. Respectă sistemul de autoritate, structurile de autoritate puse de Dumnezeu. În domeniul social există structuri de autoritate și Biblia spune, ascultați de stăpâniri. În familie există structuri de autoritate și Biblia spune, ascultați de părinți și soției, subordonează-te soțului tău, supune-te lui. Există structură de autoritate în biserică și Biblia spune, ascultați de mai marii voștri în Domnul. Există structuri de autoritate la școală și la muncă, la lucru, la companie, unde Biblia spune, ascultă de șefii tăi, de patronii tăi. Există structuri de autoritate. Acestea sunt puse de Dumnezeu și când noi neglijăm aceste structuri de autoritate, îl neglijăm pe Domnul care le-a pus. Îi încurcăm planurile. Al treilea pericol care se rostogolește după zid și omoară tineri, omoară oameni, bărbați și femei, este pericolul influenței negative. Fiecare dintre noi suntem influențați. Noi suntem ființe influențabile. În funcție de timpul temperamental pe care îl avem, suntem mai predispuși la influență sau mai puțin predispuși. Însă, indiferent ce tip temperamental avem, coleric sangvinic, aceștia sunt mai predispuși, sau flegmatic melancolic, aceștia sunt mai nepredispuși. Însă, indiferent de tipul temperamental, noi suntem ființe influențabile. Ceea ce ne spune unul sau altul ne afectează. Sfaturile, sugestiile pe care le primim ne afectează. Evenimentele care se derulează în jurul nostru ne afectează. Există însă o influență bună și o influență rea. Dumnezeu ne influențează pozitiv prin Duhul Sfânt, prin Evanghelie, prin părtășia frățească. Părinții ne influențează pozitiv, prietenii buni ne influențează pozitiv, frații ne influențează pozitiv, însă există și o influență negativă. Citim în cuvântul Domnului despre influență negativă. Priviți versetul 21 din textul pe care l-am citit. Priviți acolo și constatați că există o influență negativă. O influență negativă care apasă asupra tuturor oamenilor. Însă unii o acceptă, alții nu o acceptă. Ce fac eu? Observați, oamenii au fost influențați negativ. De asemenea, în Genesa, capitolul 27, versetele de la 5 la 13, Rebeca își influențează copilul. Vă aduceți aminte de cei doi copii ai ei? Iacov și Esau? Vă aduceți aminte că ea l-a luat pe unul deoparte și i-a spus, fii atent. Tu trebuie să asculți sfatul meu. Eu am un plan în mintea mea și eu vreau ca tu să împlinești planul acesta spre fericirea ta. El era prieten cu fratele său. Ei erau frați, ei trăiau amândoi împreună. Dar la un moment dat vine mama lor, la unul dintre ei, și îi spune, uite, tu trebuie să procedezi așa. Și el o ascultă, se lasă influențat de mama lui. Aduceți-vă aminte de Asa, împăratul. El nu s-a lăsat influențat de mama lui. Dar Iacov se lasă influențat de mama lui și dintr-o dată el ajunge în conflict, în oponență cu fratele său. Și fratele său vrea să-l omoare. Citiți cuvântul Domnului acolo unde Esau se mânie și spune, am să-l omor pe fratele meu, nu-l mai suport. Când îl prind, îl omor. Mi-a luat dreptul de prim născut. De ce? Pentru că Iacov a fost influențat de mama lui. Există o influență negativă.
Lumea în care trăim, dragi tineri, ne afectează negativ. Filmele murdare ne afectează negativ. Imaginile murdare ne afectează negativ. Anturajul murdar ne afectează negativ. Prietenii care nu-L cunosc pe Iisus Hristos și în viața lor nu există Duhul lui Dumnezeu și Cartea lui Dumnezeu, ne afectează negativ. Există multă, multă influență negativă în lumea aceasta care nu-L cunoaște pe Iisus. Și când noi trăim acolo, la școală, la lucru, această societate ne afectează. Imagini murdare, gânduri murdare, instincte murdare, sentimente murdare. Și copii care au fost educați bine de mama și de tata ajung răi, pleacă de acasă, își ignoră părinții, abandonează lucru, abordează practici păcătoase, intră în anturaje dubioase, divorțează, își părăsesc copiii, își părăsesc lucru, ajung niște oameni ratați și falimentari. De ce? Pentru că s-au lăsat puțin câte puțin, afectați negativ de un anume factor de influență. Dragi tineri, gândiți cu mintea voastră. Nu lăsați pe alții să gândească în locul vostru. În voi există Duhul lui Dumnezeu și cuvântul Scripturii. Fiți demni! Iisus Hristos este mândru de voi și vrea să devină mai mândru de voi pe timp în care voi îl lăsați să vă umple de Duhul Sfânt și de Scriptură. Nu vă lăsați conduși de influența lumii. Nu lăsați lumea aceasta să stabilească principii pentru voi. Pentru voi principiile sunt stabilite înainte ca voi să vă nașteți. Ele sunt scrise în carte. În cartea aceasta există principiile lui Dumnezeu. Și voi trebuie să vă lăsați influențați de Dumnezeu. Iisus Hristos vrea să vă influențeze. El vrea să intre în viața voastră. El vrea să vă ia și să vă conducă în lumea aceasta destrăbălată. Și să vă ofere fericirea pe care nu o puteți afla nici unde în altă parte. Există o influență negativă și tu trebuie să o vezi, trebuie să o respingi, trebuie să te ferești de ea. Și există o influență pozitivă, o influență divină, o influență sfântă. Există un Duh Sfânt care vrea să te mângâie, să pătrundă în viața ta. Există un Duh Sfânt care vrea să te cucerească. Există un Duh Sfânt care vrea să se cantoneze, să se instaleze, să se oprească în ființa ta și să te conducă la dragoste, la bucurie, la pace, la îndelungă răbdare și la înfrânarea poftelor. Lasă-L pe Duhul Sfânt să te ia în stăpânire. Lasă-te influența de Duhul Sfânt. Lasă-te influența de Scriptură. Lasă-te influența de părinți. Lasă-te influența de cuvântul Domnului. Respinge influența negativă. Respinge-o. În al patrulea rând, de pe zid, cade a patra categorie de pietre, pericolul anonimității. Anonim înseamnă să fii un om de care nu știe nimeni, un anonim, o persoană de care nu știe nimeni, nu o bagă nimeni în seamă, nu-ți clipește prin nimic, n-are nici frumusețe, nici inteligență, nici bani. Nu știe nimeni că el există sau că ea există. Anonimatul este întotdeauna un pericol. De ce? Pentru că persoanele care sunt anonime suferă că sunt anonime. Ele n-ajung niciodată sub lumina reflectoarelor. Ei n-au niciodată ceva care să-i facă să sclipească. Fizic nu sunt atractivi cu nimic. Intelectual nu sunt grozavi. Financiari nu au. Material sunt jos. Relațiile lor sunt puține și modeste. Ei în toate domeniile sunt mici, sunt modești, sunt sărăcuți. Și dintr-o dată, ei privesc la cei ce au frumusețe, inteligență, bani, relații și sunt tentați să-i invidieze și ei suferă în interiorul lor. Atunci când îi întâlnești, ei zâmbesc, dar undeva în interiorul lor ei suferă. Pentru că sunt singuri, pentru că sunt nebăgați în seamă, pentru că nu-i cunoaște nimeni, pentru că n-au prieteni, pentru că nimeni nu-i cheamă, alții sunt chemați, dar ei nu și ei suferă. Anonimatul acesta omoară, complexul de inferioritate se numește asta. Adică oameni care se văd inferiori și această inferioritate îi domină, îi prinde ca o gheară și spune fetelor, tu ești prea grasă și nimeni nu te place. Sau spune băieților, tu vii dintr-o familie slabă și niciodată nu o să izbândești în viață, nu o să răzbești. Pentru că n-ai în spate niște părinți care să te împingă, să te ajute. Sau poate ești singur în America și te uiți în jur, te lupți și ți se scurge totul printre degete și te vezi singur, te vezi inferior, vezi pe alții care au rude, care au prieteni și care sunt ajutați și tu ești nimeni, tu ești singur și suferi, te duci acasă și plângi. Ăsta e un pericol, dragul meu, pentru că diavolul vrea să te descurajeze, diavolul vrea să te strivească, să spună, n-are nicio importanță dacă tu trăiești sau mori,
Lui Iisus nu-i pasă de tine, la pastor nu-i pasă de tine, la biserică nu-i pasă de tine, te duci degeaba la tineret, tu nu vezi că nu te bagă nimeni în seamă, tu ești un nimeni, tu existi degeaba și tu suferi și tu plângi și nu știe nimeni. Asta este o piatră, piatra asta vrea să scadă în cap, asta vrea să-ți fure fericirea, vrea să te conducă la disperare. În această stare de disperare tu vei lua decizii greșite, tu vei urî oamenii, tu îi vei invidia pe cei ce au și tu vei ajunge să păcătuiești. Priviți-l pe Gedeon, se duce Dumnezeu la el și îi spune: Gedeon, vreau să fac o lucrare cu tine. Și Gedeon spune: Doamne, nu merg nicăieri pentru că eu sunt cel mai nepriceput. Citiți în Judecători, capitolul 6, versetul 15. Însă Dumnezeu vine la el și în versetul 16 îi spune: Gedeon, eu sunt cu tine. Se duce Dumnezeu la Ieremia, capitolul 1, Ieremia capitolul 1, și în versetul 6 Ieremia îi spune: Doamne, nu mă lua că nu vin. Eu sunt bâlbâit, eu vorbesc greu, Doamne, eu n-am o vorbire cursivă, unde mă trimiți Tu? Doamne, nu mă duc! Eu am un complex de inferioritate, eu am un handicap fizic, Doamne, și mi-e rușine să mă expun, nu mă duc, Doamne, nu mă pricep, trimite pe cineva cu școală, trimite pe cineva care vorbește ușor, trimite pe cineva inteligent, bogat sau frumos, nu mă trimite pe mine, Doamne, mă faci de rușine! Și vine Dumnezeu la el, citiți cuvântul Domnului, versetele de la 7 la 9, și spune: Ieremia, ți-e rușine cu mine? Eu am să merg cu tine! Eu am să fac vorbirea ta ușoară. Eu am să fiu Dumnezeul tău. Eu fac mai mult decât toată lumea, decât toate calitățile la un loc. Ieremia, du-te în numele meu. Ridică-te, Ieremia, și încurajează-te cu prezența mea. Eu sunt Iisus Hristos și eu domnesc. Eu sunt Dumnezeu și conduc universul. Eu sunt rege în cer și pe pământ. Nu te uita la cum arăți. Nu fi dominat că nu ești frumos ca nu știu cine. Nu fi dominat de frica că tu nu ai părinții aici. Nu fi dominat de frica că tu nu ai mașină sau nu e așa de frumoasă ca nu știu cui. Nu fi dominat de valori omenești. Ascultă-mă, Iisus este cu tine. Iisus te iubește. Tu trebuie să înțelegi, cu Dumnezeu ai victorie. Cu Dumnezeu ajungi primul. Cu Dumnezeu vei fi fericit. Nu crede că ești un anonim, un singur, un amărât, bătut de vânt, de soartă, la cheremul celor puternici. Tu ești mâna lui Dumnezeu. Tu ești mâna lui Iisus Hristos. Iisus Hristos este mai mare în lumea aceasta decât orice sistem, decât orice autoritate. Tu trebuie să te încrezi în Domnul. Și dacă te uiți în oglindă și nu-ți place de tine, te rog frumos să-i spui lui Dumnezeu: îți mulțumesc că arăt așa. Tu ai o problemă. Tu ești nemulțumit de tine. Uite-te în oglindă. Domnișoară, soră, tânără, uite-te în oglindă. Și dacă nu-ți place cum arăți, problema ta e următoare: tu ești nemulțumită de tine. Spune-i lui Iisus, în timp ce te privești: îți mulțumesc că m-ai creat așa. Când vei spune această frază, vraja se va rupe și vei fi liber. Dacă ești nemulțumit de singurătatea ta, spune-i lui Iisus sincer în rugăciune: îți mulțumesc că sunt singur aici. În felul acesta mă formezi, mă crești. Mă înveți să fac față singur pribegiilor vieții. Nu te lăsa descurajat, indiferent unde ești, ridică-te. Iisus este cu tine. Dacă ai falimentat într-un domeniu, nu te opri, lupta nu s-a încheiat pentru tine. Lui Iisus îi pasă de tine, de lacrimile tale, de singurătatea ta, de sărăcia ta, de falimentul tău. Lui Iisus îi pasă de tine. Pe El doare, El plânge alături de tine. Dacă ești bolnav, dacă ești în criză, dacă te simți singur, dacă ai dușman, ascultă-mă, nu te teme. Nu te speria, nu crede că ești un anonim, un amărât. Ridică-te de unde ești în numele Domnului. Dumnezeu este suficient pentru tine. Acest anonimat, acest complex de inferioritate e o piatră care cade de pe zid și spune: tu ești un nimeni, tu ești un nimeni. Să stai acolo și să-ți vezi de treabă că nu ești bun de nimic. Ridică-te de unde ești, dragul meu tânăr, tu ești o valoare în mâna lui Dumnezeu. Tu ești o valoare în mâna lui Iisus Hristos. Ridică-te de unde ești. Prinde aceste cuvinte la inimă, nu-s de la mine. Eu sunt un al doilea anonim alături de tine. Aceste cuvinte sunt de la Iisus. Măriți să fie numele Lui. Măriți să fie numele Lui. Când Iisus vrea să binecuvinteze un om, nu-l oprește nimeni. Poate să fie orfan, poate să fie singur, poate să n-aibă un coeficient de inteligență prea mare, poate să n-aibă rude și părinți, poate să nu aibă prieteni, poate să nu trăiască într-o țară dezvoltată, omenește să nu aibă nicio perspectivă, dar când Dumnezeu vrea să binecuvinteze un om, nu-l oprește nimeni. Nimeni nu-l oprește pe Iisus să te binecuvinteze. Ascultă-mă! Pe Iisus nu-l oprește nimeni să te binecuvinteze. Crede în El
așteaptă să fii binecuvântat, speră în fiecare zi și spune: Doamne, îți mulțumesc de cum sunt, de ce am. Aleluia, îți mulțumesc. Următorul pericol, al cincilea, penultimul, o să folosesc doar câteva zeci de secunde să spun despre el, este pericolul oportunității. Dacă pericolul anonimității este să nu ai nimic și să suferi că nu ai, complexul de inferioritate, pericolul oportunității este să ai prea mult și să fii prea inteligent și să o iei în, să fii prea bogat și să fii prea frumos și să ăsta e complexul de superioritate. Primul a fost de inferioritate, al doilea e de superioritate. Nu știu dacă suferi de primul sau de al doilea. Dragul meu tânăr, acestea sunt probleme cu care tu te poți confrunta. Asta nu înseamnă că neapărat te confrunți. Dar s-ar putea să vii dintr-o familie bogată și să crezi că ești mai valoros decât altul care vine dintr-o familie săracă. Să nu crezi așa, că Dumnezeu nu te va binecuvânta. Poate ai un trup frumos, așa ți l-a dat Dumnezeu. Și treci pe lângă o fată care este cu 30 de pounds mai grea decât tine și o privești cu dispreț și tu ai impresia că ești mai inteligentă și mai valoroasă decât ea. Tu să nu faci asta! Tu să nu faci asta! Tu mâine poți arăta oribil dacă Dumnezeu își trage mâna de deasupra ta. Să nu crezi că frumusețea ta este o valoare pe care tu o meriți, este un har. Nu disprețui pe nimeni. Dacă ești bogat, dacă ești frumos, dacă ești inteligent, dacă ai parte de niște oportunități pe care Dumnezeu ți le-a dat în dar, dragul meu, nu crede că ești valoros pentru asta. Nu-i disprețui pe cei ce n-au, nu-i disprețui pe cei ce sunt mici, nu-i disprețui pe cei ce sunt singuri, nu-i disprețui pe cei care sunt dincolo și nu-i bagă nimeni în seamă. Dacă ai un pic de milă, dacă în tine locuiește Duhul Sfânt, te rog, du-te la ei, zâmbește-i, strânge-le mâna. Spune: în seara asta vreau să stau 5 minute cu tine. Dă-le timpul tău, dă-le dragostea ta, fă-le parte de prezența ta, zâmbește-le, pentru că zâmbetul tău poate însemna o bogăție pentru ei. Nu fi mândru, nu fi arogant, urăște mândria și aroganța. Luptă-te cu mândria și cu aroganța, rămâi modest. Ultimul lucru, pericolul adversității. Asta înseamnă adversar, oponent, conflictual. N-am avut timp să mai citesc niciun verset biblic și nici acum nu o să fac, vreau să închem imediat, însă cuvântul Domnului ne spune în Genesa, în capitolul 17, versetul 41, că Esau a ajuns adversar al fratelui său. Doi frați au ajuns cap în cap. De ce? O circumstanță a vieții, o influență negativă i-a adus în conflict. Dragul meu prieten, s-ar putea în viață cu cel mai bun prieten să ajungi în conflict. S-ar putea cu cineva din casa ta să ajungi în conflict. Există în lumea aceasta un pericol al adversității, să nu-i dai concursul. Poate ai dreptate să te cerți cu cineva, nu te certa. Renunță la dreptatea asta, că nu-i pozitivă. Poate ai dreptate să-i reproșezi cuiva ceva, renunță la dreptatea asta, nu-i pozitivă. Dragul meu, nu intra în conflict cu nimeni, fii un om al păcii. Nu te certa cu nimeni, lasă-L pe Dumnezeu să facă dreptate. Lasă-L pe Dumnezeu să-și spună ultimul cuvânt. Lasă-L pe Dumnezeu să se ridice și să judece. Nu uita, atunci când judeci, te expui să greșești și dacă ai greșit, să știi că intri în conflict cu Dumnezeu. Nu permite adversității să-ți cucerească inima. Nu te certa cu nimeni, stai liniștit, fii un tânăr al păcii. Înfrânează-ți emoția, nervii, înfrânează sentimentele care te determină să spui: dar ce, eu sunt cel mai nepriceput de aici, dar ce, mă, eu nu sunt în stare să-i zic? Tu să nu fii așa. Stai liniștit. Încearcă să te stăpânești. Încearcă să-ți înfrânezi nervii, să-i ții strâns. Conștiința ta trebuie să te domine și tu trebuie să ai o judecată sănătoasă. O să-ți pară rău pentru vorbele care le spui. O să-ți pară rău pentru nervii care îi lasă curgă, pentru țipetele tale, pentru reproșurile care le spui. Dragul meu tânăr, nu le face, oprește-te. Imaginea ta e mai importantă decât banii tăi sau decât ai lui tata sau decât alte valori pe care le ai. Construiește o imagine demnă. Fii un băiat sau o fată delicată, amabilă, prietenoasă, integră, modestă. Acestea sunt pericole care cad pe zid, sunt multe altele. Însă noi ne oprim aici pentru că timpul nu ne mai permite să mergem mai departe și probabil nici n-ar mai fi nevoie. Vezi zidul acesta? De pe el cad pietre. Dacă tu te vei apropia prea tare, pietrele acestea te vor zdrobi. N-are importanță dacă te omoară prima piatră, a doua, a treia, a patra, a cincea sau a șasea. Important este că tu ești mort. Sau te sluțește, rămâi cu un handicap fizic, îți rupe o mână, un picior și nu mai ești în stare de nimic.
și rămâi o problemă pentru alții să te ajute restul vieții. Dragul meu tânăr, ascultă-mă, tu ai în față un viitor, te rog, folosește viitorul acesta. Tu ai în față un viitor, un destin frumos, te rog, nu-i da cu piciorul. Tu ai în față oportunitatea să trăiești cu Iisus, să-ți ofere bucuria pe care n-o meriți, să facă din tine un binecuvântat al Tatălui Său. Te rog, acceptă-L pe Iisus să te binecuvinteze. Nu te apropia de zid, rămâi departe de El. De pe zid cad pietre. Nu spune, tu ești mai grozav, tu nu ești mai grozav. Tu ești doar un om. Chiar dacă ai mușchi, chiar dacă ai minte mai multă decât alții, chiar dacă ai bani mai mult decât alții, tu rămâi doar un om. Te rog, stai departe de zid și pune tinerețea ta în mâna lui Iisus Hristos. Atunci viața ta va avea lucrurile pe care le cauți. Atunci viața ta va avea ceea ce încerci să ai. Atunci vei ajunge la fericire, la satisfacție. Și mai mult decât plăcerile de o clipă ale acestei lumi, tu vei avea cerul. Dragul meu tânăr, știi ce înseamnă să ai cerul? Să fii într-o zi cu Iisus. Să nu mai râde de tine nimeni niciodată. Să nu mai plângi. Să nu mai fii trist. Să nu te mai dezamăgească nimeni. Să nu te mai înșele nimeni. Și să te iubească cineva așa cum încerci să fii iubit de când te-ai născut și n-ai găsit pe nimeni așa. În seara aceasta Iisus este aici și El îți oferă iubirea Lui. Îți oferă prietenia Lui. Îți oferă dragostea Lui. Vrei să-ți deschizi inima și să-i spui, Doamne, îmi este rușine de multe dintre deciziile mele. Îmi este rușine de mulți dintre prietenii mei. Îmi este rușine de multe dintre faptele mele, de atitudinile mele, obiceiurile mele. Dar în seara aceasta Tu mi-ai vorbit. Stau înaintea Ta, Doamne, și îți mulțumesc că mi-ai vorbit. Eu nu pot să plec fără să-ți spun ceva. Eu vreau să-ți spun că te iubesc, că te respect și în mod special te respect pentru că te-ai ținut după mine până când am avut puterea să înțeleg. Ai avut răbdare cu mine până când am reușit să înțeleg, Doamne, că fără Tine n-am nicio soluție. Dragul meu tânăr, Tu trebuie să te rogi în această seară chiar aici. Trebuie să lași o lacrimă să ștampileze decizia ta și trebuie să lași emoțiile tale să-i spună lui Iisus că-L iubesc. Tu trebuie să-ți deschizi inima pentru Dumnezeu și de mâine tu trebuie să citești Biblia în fiecare zi. Tu aici, ai aici un calendar de citit Biblia într-un an de zile. Te rog frumos să-L respecti. Pune-L lângă deodorantul tău, lângă aparatul tău de ras. Pune-L lângă undeva unde mergi mereu în fiecare dimineață și nu-ți permite să faci nimic înainte de a citi ceea ce trebuie de aici. Apoi oprește-te 5 minute și roagă-te. Și mâine seară vino să ne rugăm împreună ca să ne boteze Dumnezeu, să ne umple Dumnezeu. Asta, așa ar trebui să arate viața ta. Așa, ăsta e drumul pe care ar trebui să mergi tu. Pe drumul acesta te va binecuvânta Dumnezeu. Pe drumul acesta va așeza Dumnezeu fericire în viața ta și sănătate și har. Și într-o zi la glasul trompetei va veni Iisus și te va lua și te va duce acasă. De pe drumul acesta te va lua Dumnezeu. Hotărăște-te în seara aceasta să fii pe drumul acesta, alături de mine, alături de noi, alături de Iisus, alături de Duhul Sfânt, alături de Evanghelie. Haide să ne ridicăm, să stăm înaintea Domnului ca un singur om și să ne rugăm. Iisus Hristos este aici și a făcut partea. Omule, lasă inima ta deschisă, deschide ușa la perete și spune-i lui Dumnezeu în rugăciune ceea ce simți. Ia decizii, cere-ți iertare și pleacă de aici de mână cu Dumnezeu, pentru că pe tine te așteaptă un viitor cu Iisus. Nu renunța la viitorul acesta, e tot ce ai, e tot ce poți avea. Haide să ne rugăm Domnului.